Au, câtă necugetare! Pe om Domnul l-a lăsat liber. Câtă bucurie! Cum sunt eu, dânsu a zis, și copilul meu să fie. Și în bunătatea lui, că slobod omul ar greși, i-a dăruit judecata pentru a o folosi. Da, și liberul arbitru, responsabil l-a făcut pe om în tot ce lucrează, liber fiind, dar susținut. Pentru ce îl iubește Domnul? Fiindcă singur omul poate capabil a fi moral, competent de calitate. De aceea Dumnezeu, prin ideea binelui, dorind să se manifeste în tot universul lui, un templu mai demn de el decât sufletul uman n-a găsit. Dar pe om, fie neatent, aerian, crezând în priceperea ei, ori în propria ei voință, orgoliul și impietatea l-au supus și cu știință a crezut că e autorul lucrurilor de orice fel, suplinind pe singurul care a sădit în el bobul binelui, puterea virtuții, fără de care ar fi stat în întuneric. Fu, vai, câtă necugetare! Da, pentru a deveni lumină spirituală, trebuie să-ți înfrânezi simțurile, dorințele, să-ți ordonezi gândurile, să respingi influențele proaste care vin din partea semenilor, să ai viața corectă și să fii iubitor și iertător.